Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scrum Garic. Suntem aici alături de Manevră și Speedy. Salut. Salut. Și avem noi de terminat episodul acesta, vom face la casa asta. O să vină și casa băiatului ce a lăsat comentariu, o să fie gata, doar că momentan am un proiect în cap. Nu casa, ceva pe mapa asta. E o mapă tare rău de tot. O să vă prezentăm episodul următor, probabil. Cine vrea să ia camera, cine eu iau baia, cine ia bucătăria? Eu iau bucătăria. Ok, tu bucătăria, Speedy tu camera, iau eu baia. No, ok, hai să-i dăm bice să terminăm aici. Mă băieți, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Aici trebuie să facem ușă. Auzi, modul ăla cu mobilă mai este? Nu. Da, nu e. Deci trebuie să facem noi. Da, trebuie. Gata, Manevră acum nu mai știe ce să facă. Păi nici eu. Da, nu știu să faci ceva pat, n-ai... Și imaginații de loc? Păi trebuie să vezi. Stai așa că îmi trebuie logic gate. Uită-l aici. Ca să facem frumos. E răzătoare, da. XOR și aia este. Aș face tot la supraetajă, dar nu știu dacă... E? Nu, e o casă de o persoană, fii atent. Vino cu aia așa, bam, jos. Pune salteaua cu față încoace. Înțelegi tu ce zic? Azi. Nu. De aici încolo. Stai. Aha. Stai. Acu. Așa. Dori. Bagă cu salteaua. Gata. Ăla-i... Ăla-i bobițu. Și o pernă sau... Da. Cât e asta? 6... Hă? Arată interesant și fă-l maro închis. Am maro închis. Bă, tu te mă acolo la bucătărie. Așa, frumos, îmi place. Așa, hai să termin aici baia. Să facem ca lumea. Pam. Ce ai făcut? Mă, de obicei după ușă se țin mașinile de spăla, nu? Sau WC-ul? Ce să pun aici? Uite, pot pune WC-ul. Da. Și genii nu te vede, știi, de aici. Ok. Da, dacă mai vine așa înapoi, abia am mâncat, am băut și apă acid sifon. Și de asta. Trebuie să facem o mașină de spălat. O voi face aici pe colț. Atât. Nu știu ce mașină de spălat o să fie asta, dar... Well... Ok... Aici... Sau să fie ecranul unde îți arată temperaturi, chestii aici. Și aici cele două butoane. O facem albă, toată. Da, e o mașină de spălat mai mare, ce-i drept. Butoanele gri, ecranul gri, gemulețul așa. Mi se pare că sunt niște cuburi ce le pot folosi pe margine. Da, așa. Da, mă scuzați. Ce sunerie frumoasă am! Zici că e larg? Da, n-am sunerie, via, deci... Umbru cu telefonul, dar încă nu mi-am pus sunerie la el.
Așa, nu știu ce fac eu aici, modelul la ușă, nu mă întrebați pentru că nu am nici cea mai vagă idee. Nu, ce blană e cabina aia? Cabina de duș? Da, e blană rău. Tot de mine făcută și aia. Asta e mașină de spălat, nu prea seamănă, dar... știi ce? Las-o așa. Așa. Bun. Îmi trebuie un cuier. Bă, de asemenea, țevi de apă noi n-avem pe aici. Aici ca să oprim apa către mașină, ca să nu mai intre în caz de... Și de asemenea, WC-ul are bazinul lui, nu? Da, are bazinul lui, doar că apa... Vine numai cu apă de desubt. Așa. Așa. Ok. Hai să facem cuierul pentru haine. Îl fac aici. Ca să pui haine. trebuie de asta de prosop. Aici o să fie asta de prosoape. N-avem să punem prosop, dar... Și îmi trebuie acum hârtia igienică ca să punem la... Doar că n-am cum. O să punem aici. Pentru că aici nu am... Îți vine direct la mână, e perfect. N-am cum să pun la ușa acolo. Uite așa. Gata. Aici mai punem unde ăsta. Punem chestii pe el, nu știu. Așa. Și un calorifer ar trebui. Am o idee de calorifer destul de șmecher. Hai să vedem ce iese. Cât se deschide ușa. Ok. Deasupra la WC aș putea să fac caloriferul. Cel puțin eu acolo l-am. Despre ce așa. Și folosesc asta. Ne se duce unul sus. Să fie ăsta ca mă. Să nu închizi ușa că mă duc rostogol pe jos. No. Așa. Ușa aici trebuie și aici, nu? Da, trebuie și la cameră o ușă. Așa. Și-l facem alb. Stai, că am macro. Nu mi-a mai dat rateuri, mă, băieți, mouse-ul. De când am mai adus unul aici, n-am mai dat rateuri. Stai, așa că vă că... Băiatul meu mi-a făcut un perete așa, un perete așa, trebuie să fac acum. Ce vrei un manevru? Ui, ce plan e asta? Ce, nu vrea manevră? Bine, bă, băiatule! Ce te-a rezultat? Bine. Păi nu se potrivește cu modelul ăsta. Bă, nu șterge, glumeam. Zără, glumeam. Stai că mai am aici niște work de făcut la baie. Fac altă culoare sau o las așa? Nu, las așa că e bine, mă. A, nu știu, faci cum vrei tu. Fă cum îți vrea inima. Da, nu e în același de la.
E, știi ce? Dau dungă cu dungă cu dungă și gata. Așa. Place mie cum arată. Băi, baia cam gata, doar că nu prea avem lumină aici. Trebuie să pun bag de ăla. Știu că era light bulb ceva de genul ăsta. Dar că nu găsesc acum. Cred că îl găsesc dacă scriu L-I-G-H. L-I-G. Nu, ăsta e bulb. Dar nu știu unde e suportul. What? Bike headlight. Asta e ceva. Arăta așa ca o cupă. Doar că chiar nu știu unde e. Mamă, manevră, ce faci acolo? Dorem acasă. Ce blan arată? Bă, manevră, ce ai pus acolo de așa luminos? Sau e de la mine? De la tine. Asta o colorez, nu? Da. Da, măi, de la mine, măi, de bun. Pare rău, manevră. Bă, e ok și luminos, pe mine nu mă deranjează. Gata, mă, băi, ți-am făcut și lumină în baie. Calul mea, baia asta, are tot ce-i trebuie. Asta o să fie casa noastră unde o să locuim și chestii. Wow, nu mă așteptam la un tavan de genul. Ce tare! Ăla este interesant, bă. Oh. Mamacita! Pardon, pardon. E în plasma aici. Da, nu. Da, nu. La masa asta puteai să mai faci un raft, gen. Sau să o faci eu de asta, așa. Locul cam limitat. Uite așa. Cu luminează. Avem și televizor. Peretele ăsta e gol tare și trebuie ușa făcută. Covorul în cameră îl punem roșu? Da. O, ce bun arată. Aici nu mai duc. Da, 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 arată bine. Pe pereți, în goi de tot. Păi nu prea avem tabluri din alea, decât să punem de-aia cu welcome și mai e. Sau ceva, nu știu. LOL. Ok, interactive grill, cum adică? Ce face asta? Nu știu. Bă, ce tare, asta e bine. Bă, uite-mă pentru jaluzea, mă. Jaluzea, da. Ce bani. Hai să facem geamul ăsta. Păle cu alb. Okay. Oh, n-ai macro? No. Așa. Hai da, tu ia le de sus în jos și eu de jos în sus. Avem jaluzele, nu? Te miști greu, domnul Speedy. Da? Nu-l duc acolo, nu? Te mai e una.
Ok. Da. Manevră, ia vreun cam. Imediat să accept. Nu, că stai puțin, că nu stăm deloc. Că ți-a chinuit Cronos să le facă paste aici. Și când acolo. Uite. A pus cu bearing-ul pe astea, mamă. Ia închide-o. Ce ai, mă, nimic nu mai vezi, nu e prea blană. E blană, el s-a chinuit mult cu alea. Da. Deci e blană de tot, îmi place casa. Da, o să facem și ușa asta. Avem aici bucătăria, arată bine. E binișor, e mișto. Mi-a pus și-o mama, acolo, că nu mai avem. Mai bine, eu vreau să mă mântam cu flori pe acolo. Am fel și aici. Nu mă, că nu vezi la televizor. Bun, mă băieți, lăsați acolo în comentarii ce notă i-ați dat casei, la cât de mică este și cam ce are în ea. Adică avem aici bucătăria, mănânci pe bar, chestii. Avem aici unde poți să stai, trebuie la ditai televizorul mare, frumos. Dormitorul. Trebuie să facem un dulap undeva. Cred că aici o să fie un dulap. Baia are tot ce trebuie, are mașină de spălat, WC-ul, cuier, caloriferul e aici sus. De asta dublă, cabina de duș, model, oglindă, dacă vrei să te uiți când te spui. De-al Cronos, nu avem. Bun. Te distrezi. Noi ne vedem data viitoare. Nita, să apăsați acolo butonul și de like. Episodul următor o să facem ceva șmecher. Și vedem ce iese, nu? Baftă! Pa, 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 pam!